Din nou m-a pus în situația de a sta alături de mari personalități, de a putea vorbi unui public atât de select cum este în această zi aici la Centrul Cultural de la Durău. Am scris unul dintre caietele respective, nu destul de simplu, pentru că multe dintre paginile respective, negrite de vreme, erau destul de greu de slușit, destul de greu de tradus, să spunem așa. Și pentru aceasta a trebuit să ne informăm foarte mult cine a fost părintele respectiv, să nu-i stâlcim numele, ce a făcut, cât timp a fost în anumită perioadă, cine a fost președintele sau evenimentul istoric despre care vorbea părintele Grevenea, cu o extraordinar de vastă cultură, o extraordinar de multe cunoștințe din toate domeniile, ceea ce cred că era foarte greu la vremea aceea, nu fiind nici internet și foarte puțină presă. Avea de unde se inspira, avea de unde lua toate aceste lucruri. Într-una din pauze, când mai prindeam și eu timp și scriam câte ceva din unul dintre caietele respective, a venit un copil care a luat caietul, care avea o copertă neagră, o copertă de plastic, din asta cum este la caietele obișnuite. Nu era ceva. Și l-a ridicat și a zis, ce moale este, domnul profesor. N-am zis nimic în momentul acela. N-am știut cum să reacționez. Cum era moale? Era o copertă obișnuită. Mi-am amintit, în schimb, că aceeași reacție am avut-o și eu atunci când am fost la mormântarea părintelui Iustin Pârvu. Când i-am sărutat mâna părintelui Iustin Pârvu, era atât de moale și pufoasă. Noi știm că de obicei se întărește, se înțepenește mâna unui mor. Nu știu, am simțit eu... Rigoris mortis, se instalează rigiditatea. Rigiditatea respectivă, eu nu am simțit-o. Posibil să fie existat, dar eu nu am simțit-o, la fel cum n-a simțit-o nici copilul respectiv, rigiditatea copertei unui caiet. Unui caiet care era un caiet obișnuit, aparent. Dar transmitea foarte mult. Nu știu câte din cărți transmit atât de mult. Până la urmă, eu n-am văzut un copil să ia cartea de matematică și să spună, vai, dar ce moale și ce frumoasă este, cât de interesantă este cartea respectivă, cât de mult mă atrage. Vă simt extraordinar cu această carte. Fie ea și eu creagă. O amintesc din copilărie. În schimb, acele caiete aveau ceva special în ele și au cu siguranță și în momentul de față. Noi sperăm ca și această carte să aibă ceva în ea. Sperăm ca și această carte să atragă. Sperăm ca și această carte să devină moale pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Am în mână, azi dimineață vă jucam cu un componentă de pe un calculator, niște magneți și niște bucăți de piepale cu care le-am așezat la mine în mână și tot m-am jucat cu ele și m-am gândit în felul următor. Bineînțeles că fiecare dintre dumneavoastră a gândit în momentul ăsta ce o să spună acum, o să spună că părintele Grevenea era ca un magnet care atrăgea lumea. Bine și asta, dar vedem că uneori magneții se și resping. Vedem că unii magneți sunt diferiți de alții, pentru că în anumiți magneți sunt mai puternici, mai intră în această atracție și compromisuri, și interese, și până la urmă trebuie să fim sinceri că dușmanii aceia, mulți, foarte mulți, pe care au avut părintele Grevenea, erau și ei atrași de alți magneți. Uneori, poate mai puternici, pentru că altfel nu putea să suporte atât. Grea este înțelegerea acestei lumi în care trăim noi și grele sunt relațiile acestea interumane. Magneții acestea, i-ați văzut, cred că aproape cu toții dintre dumneavoastră, pe prispa părintelui Iustin. Acolo erau părintele, era însuși unul care aducea oamenii acolo și mulți dintre cei care au fost acolo la rândul lor au atras oameni de partea lor. Părintele Grevenea a fost, nu știu dacă cel mai mare, cel mai puternic, pentru că el a fost alimentat doar de puterea lui Dumnezeu, doar de bunătatea sa, doar din ceea ce a făcut în viața lui. El n-a fost alimentat de alte surse externe, n-a fost alimentat de propaganda care știm că era în perioada aceea, de alte compromisuri sau de alte interese, decât simplu acela de a sluji pe Dumnezeu și a spune lucrurilor pe nume, în față. M-am gândit, pentru că m-a marcat un citat din
lucrarea respectivă, să citești și pentru dumneavoastră, sperând că după aceea veți citi și dumneavoastră mai mult, o simplă, dintr-o pagină, am căutat-o acum, că și eu, la fel ca noastră, tot acum am văzut cartea, mi-am scos-o de pe calculator aici, de aceea am venit cu foaia, așa, să am material bun de prezentat. Este vorba de modul cum se exprima părintele în momentul când știa că, după ce a spus că a fost otrăvit, după ce și-a văzut dușmanii în față, după ce a trecut pe lângă moarte, putem să spunem așa. Cu toate acestea, în 5 ianuarie anul acesta, am stat în mănăstirea Comuna de Agâța, județul Iași, unde a fost trimis de părintele protopop al Iașilor, Teodor Irinian, a sus și la Biserica Bărboi, menționam eu ca să nu-i greșesc numele, și din inițiativa sa și nu la cererea mea ca să oficiez de anul nou și popotează slujirile sfinte, deoarece nu era preot în sat și nu a pus astfel de slujbe de la Sfintele Paștele anului 1983. Am fost victima a două tentative de ucidere prin otravă. Știi că părintele a plecat din cauza protocolului, a plecat, zice el, că din cauza protocolului din Piața Neamț, a plecat în 1984 la Iași. Prima dată, otrava s-a pus în vin la o casă pe care nu am reținut-o. Dar după ce am gustat din vin, am simțit arsură și la casele ce au urmat, la fiecare am simțit trebuința de a lua câte un pahar cu apă. Voi fi luat la rând vreo 15 pahare cu apă. A doua tentativă s-a făcut în casa părinților cântărețului ce mă însoțea și anume. Otrava s-a pus în mâncare de astă dată și anume în mâncare de scrijele. Adică erau niște fructe fierte în zeama lor, nu scrijele pe care le știm noi că se pun pe plită. Din care abia am luat câteva înghițituri. Am luat la casele următoare iar 10-15 pahare de apă și o cană de vreo 250 de grame de moare de varză. Am putut termina totuși toate casele cu mersul cu Iordanul, dar simțeam dureri foarte mari în stomac. Acasă la o familie de toată omenia, Ilie Andrieș, am luat altă cană mare cu moare de varză, ce m-a dus noaptea la golirea stomacului. Apoi vărsături, dureri, diaree. La orele 8 și 5 minute, stopacul se liniști. Am putut să fac Sfânta Liturghie cu mare greutate, cu glasul stins și apoi la slujba Iordanului, cu sfințirea apei celei mari. Apoi acasă dureri mari. Nici hrană, doar diaree și ceai contra ei. O să continui peste un paragraf. Ne-am reîntors tot cu carul cu boi și am vrut să facem aghiazma la un gospodar. Asta după câteva zile. Acasă însă dureri mari de stomac. Diaree continua ușor de tot. Luase câteva lipuri de lapte acru. Minunată purtarea a fost purtarea familiei gazdă, mai ales soția Maria, țărancă, harnică și curată, plină de bunăvoință și omenie. Nu știa ce să-mi facă. M-a îngrijit ca o mamă iubitoare. Și continuă așa Părintele Grebenea, vorbind despre durerea aceea imensă pe care a avut-o, despre faptul că a stat în pat și doar Dumnezeu i-a dat putere să poată doar atunci să se ridice când trebuia să meargă la slujbele bisericii. Până când, după mai mult timp, 7 zile din câte mai țin în minte, a reușit să scape de otrava respectivă care era în sângele său. Așadar, avem de-a face cu tot ceea ce se poate cuprinde în ceea ce noi numim o personalitate. Un om care nu este frică și nu i-a fost frică niciodată să spună direct anumite lucruri în față ceea ce gândea. A avut de suferit pentru lucrul ăsta, dar le-a spus. Nu se ascunde. Deși și atunci când vorbea și scria caietele respective, știa că este un vânat și că lupii sunt pe urmele lui permanent și este urmărit permanent, nu s-a ridicat nicio clipă, din contră, împotriva bisericii, deși poate, uneori, unele fețe bisericești l-au trădat. Unele, poate, unii preoți s-au delimitat de acest lucru. El niciodată nu a scârtit împotriva bisericii, a fost alături, a fost un preot și un om foarte credincios și adevărat în ceea ce privește relația sa cu Dumnezeu. O personalitate de anvergură, așadar, o personalitate care cred că prin puține cuvinte pe care am vrut să le spun, sper, cred, sunt sigur, uneori că am stârnit interesul unora și vor citi mai multe din această carte, și mai mult decât atât, sper că interesul pe care am încercat să îl captez va fi în continuare fructificat de
personalități care l-au cunoscut personal, care au studiat mult mai mult despre părintele Grebenea, care știu mult mai multe despre acest lucru. Părintele Grebenea a fost un luptător. Un luptător în toată viața sa. Județul Neamț, noi înșine, așa cum se numește și această conferință, suntem plini de cuiburi de luptători. Atunci și astăzi. Și nu vor pieri niciodată toate aceste lucruri. Mulțumim mult!